v-am regăsit pentru că a început școala. Voi începe și eu în această toamnă câteva cursuri noi. Dar întâi, pentru că am fost rugat atât în comentarii cât mai ales în e-mail-uri să vorbesc și despre stările de agregare, despre transformările de fază și despre calorimetrie, m-am hotărât să adaug la cursul de termodinamică câteva cursuri legate de aceste subiecte. Cursul teoretic de azi se referă la starea lichidă. Dar întâi ar fi bine să discutăm pe scurt despre cele trei stări de agregare pe care le întâlnim de obicei în jurul nostru și despre diferențele dintre ele. Până acum am vorbit despre transformările termodinamice ale gazelor și despre aplicațiile lor practice, dar, după cum bine știți, mai există și alte stări de agregare. Le vedeți reprezentate în acest desen. În gaze, moleculele se mișcă absolut dezordonat și nu interacționează între ele decât în momentul ciocnirii. Deci nu există forțe între molecule decât în momentul în care se ciocnesc între ele. Din acest motiv, gazul ocupă tot volumul pe care îl are la dispoziție și între două ciocniri consecutive, moleculele se mișcă rectiliniu și uniform. În fiecare moment, repartizarea, dispunerea moleculelor unui gaz este dezordonată, deci starea gazoasă este caracterizată de dezordine. În schimb, în lichide, forțele dintre molecule, numite forțe de coeziune, duc la formarea unor grupuri de molecule, la formarea unor ciorchini de molecule, cam așa cum se vede în desen. Lichidul are de aceea un anumit volum, independent de volumul vasului în care se găsește. El nu poate umple ca gazul întregul volum pe care îl are la dispoziție, pentru că moleculele lui se țin legate una de cealaltă prin aceste forțe de coeziune. În fiecare ciorchine sau grup de molecule avem o dispunere oarecum ordonată a moleculelor, dar dacă ieșim din grup, avem dezordine. Lichidele sunt deci caracterizate de ordine la distanță mică. Atenție, această structură este dinamică, așa cum vedeți în această animație. Ciorchinii, grupurile de molecule, se desfac și se refac permanent. În solide, despre care voi vorbi în cursul următor, moleculele sau atomii sau ionii se lipesc și mai puternic între ele, legându-se ordonat, formând rețele cristaline, adică structuri în care particulele sunt dispuse ordonat și fiecare are locul ei. Vedeți acest lucru și în desen. Acolo avem ordine la mare distanță. După cum vedeți, lichidele pot fi considerate o stare de tranziție între gaze și solide, pentru că în gaze avem dezordine totală, în solide avem ordine la mare distanță, în timp ce în lichide avem ordine, dar doar pe distanțe mici. În lichide, moleculele sunt deci foarte apropiate, forțele de coeziune le țin foarte aproape una de alta și o dovadă a acestui fapt este un fenomen pe care îl cunoaștem cu toții, formarea picăturilor. Acolo se vede clar cum moleculele de apă, pe care nu le vedem, dar ni le putem imagina, nu vor să se dezlipească una de cealaltă. Caracteristic lichidelor este faptul că moleculele lor se pot rostogoli una peste alta, moleculele lor se pot roti una față de celelalte, față de cele din jurul lor. Și acest lucru face posibilă curgerea, fenomen care nu există în cazul solidelor, în care particulele din rețeaua cristalină nu se pot roti, pentru că forțele cu care interacționează sunt foarte puternice. Un lichid poate fi modelat prin foarte multe sfere care se găsesc într-o cutie, așa cum vedeți în desen. Dacă lăsăm jos un perete al cutiei, atunci aceste sfere se rostogolesc una peste cealaltă, adică curg afară din cutie. Diferențe importante între cele trei stări de agregare există și în ceea ce privește mișcarea moleculelor. În gaze,
mișcările moleculelor sunt, așa cum ați văzut, dezordonate și puteți vedea acest lucru și în această animație. O moleculă de gaz se deplasează pe distanțe foarte mari față de dimensiunile ei până când întâlnește o altă moleculă sau peretele vasului în care se găsește gazul. Atunci, printr-o ciocnire elastică, își schimbă direcția de mișcare și viteza. În timp ce se deplasează, în general, se și rotește, ceea ce înseamnă că în gaze putem avea mișcări de translație ale moleculelor și de rotație. În lichide, moleculele care sunt într-un grup, un ciorchine, pot avea mișcări de vibrație, pentru că în jurul lor există alte molecule la distanță mică și pot doar să vibreze în jurul unei poziții de echilibru, dar și de rotație. Din când în când, grupul din care face parte molecula se desface și atunci molecula poate, pentru un timp foarte scurt, să aibă și o mișcare de translație, până când este prinsă în alt grup și acolo vibrează din nou. Deci o moleculă se mișcă cam așa, vibrează câtva timp într-un grup, apoi suferă o mișcare de translație până se formează un alt grup și acolo vibrează din nou câtva timp și așa mai departe. Deci moleculele de lichid descriu mișcări de vibrație, de rotație și de translație, dar translația este pe distanțe scurte și doar din când în când. În solide, fiecare particulă, moleculă, ion sau atom, are locul ei. Deci nu poate efectua decât mișcări de vibrație și nu se poate nici roti, pentru că forțele care acționează între aceste particule sunt foarte mari, adică avem o structură cristalină, cam așa cum formează aceste bile magnetice, care se țin foarte strâns una de cealaltă și se aranjează într-o structură cât de cât ordonată, adică o structură cristalină. Dovada faptului că particulele care alcătuiesc un solid nu se pot roti este faptul că un solid nu poate să curgă. Moleculele nu se pot rostogoli una peste cealaltă, așa cum se întâmplă în cazul lichidelor. Deci singura mișcare posibilă pentru particulele care alcătuiesc un corp solid este mișcarea de vibrație în jurul unei poziții de echilibru și pentru toate stările de agregare este adevărat faptul că odată cu creșterea temperaturii crește și agitația termică, adică moleculele se mișcă cu o viteză medie mai mare. Acum putem să vorbim despre lichide și voi începe cu dilatarea lichidelor. Când un lichid primește căldură, își mărește temperatura. Dar știm deja că ridicarea temperaturii duce la creșterea vitezei medii cu care se mișcă moleculele. Agitația termică se intensifică. Și pentru că moleculele se mișcă acum cu viteze mai mari, moleculele din ciorchinii despre care am vorbit se împing mai tare una pe cealaltă, fiecare își face loc mai mult și din cauza asta lichidul își mărește volumul, se dilată. Deci odată cu creșterea temperaturii avem un fenomen de dilatare al lichidelor. În general, volumul crește cu temperatura, dar veți vedea că există și excepții. Să presupunem că avem un lichid care la 0 grade Celsius are volumul V0. Și încălzim acest lichid de la 0 grade Celsius la o temperatură T.
La această temperatură, el va avea volumul V. Așa cum v-am spus, în general, volumul V este mai mare decât volumul V0. Volumul crește prin creșterea temperaturii. Variația volumului, adică V minus V0, variație pe care o notăm cu delta V, este proporțională cu volumul pe care l-a avut lichidul la 0 grade Celsius, deci delta V este proporțional cu V0. Este evident că un litru de lichid se va dilata mai puțin decât 100 de litri de lichid, dar delta V este proporțional și cu temperatura, cu variația, de fapt, a temperaturii, dar în cazul nostru, temperatura a crescut de la 0 grade Celsius la T, deci T este variația de temperatură. Și asta înseamnă că raportul dintre variația volumului și produsul dintre volumul lichidului la 0 grade și variația temperaturii este constant. Pentru că, repet, delta V este proporțional și cu V0 și cu T. Și acest raport constant se notează cu gamma și se numește coeficient de dilatare în volum. Și este o constantă de material. Adică fiecare lichid are un anumit coeficient de dilatare în volum. Apa are câtva, alcoolul etilic are altcâtva, benzina are altcâtva și așa mai departe. Putem să scriem această relație în felul următor. Delta V este gamma înmulțit cu V0 înmulțit cu T, dar delta V este V minus V0 egal cu gamma ori V0 ori T. Și dacă trecem pe V0 în dreapta și îl dăm factor comun, obținem că volumul lichidului la temperatura T este volumul lui la 0 grade Celsius pe lângă 1 plus gamma T. O relație care ne permite să calculăm volumul unui lichid la temperatura T, la o oarecare temperatură, dacă cunoaștem volumul lichidului la 0 grade Celsius și temperatura la care se găsește acum lichidul. Și acum gândiți-vă că densitatea este raportul între masă și volum. Masa unui lichid nu se schimbă prin încălzire sau răcire. Tot atâtea molecule rămân. Deci masa rămâne aceeași. Dar volumul, ați văzut că depinde de temperatură. Să înlocuim volumul cu expresia lui. Densitatea este masa supra V0 pe lângă 1 plus gamma, coeficientul de dilatare în volum, înmulțit cu temperatura. Raportul dintre masa lichidului și volumul lui la 0 grade Celsius este densitatea lui la 0 grade Celsius. Deci acest raport este ρ0, să notăm așa, densitatea lichidului la 0 grade Celsius. Și atunci avem relația ρ, adică densitatea lichidului la o anumită temperatură, este ρ0 supra 1 plus gamma înmulțit cu T. Această relație ne arată că atunci când temperatura crește, densitatea lichidului scade, în general. Pentru că v-am spus că există și excepții și una dintre excepții se referă la apă. Există câteva lichide care pe anumite domenii de temperatură au o anomalie a dilatării, adică în loc să-și mărească volumul atunci când crește temperatura și îl micșorează. Și apa este unul dintre aceste lichide. În cazul apei, anomalia apare între 0 grade și 3,98, putem spune aproximativ 4 grade, adică
pe acest interval de temperatură, atunci când apa se încălzește, în loc să-și mărească volumul, în loc să se dilate, își micșorează volumul. Și asta înseamnă că apa are densitatea cea mai mare, nu la 0 grade, cum ne-am aștepta, deci apa care e gata să înghețe, ci în jur de 4 grade. Și acest fenomen este foarte important pentru viață. Dacă apa n-ar avea această proprietate, probabil că n-ar fi putut să apară viața pe această planetă. Și explicația este următoarea. Când vine iarna, apa de la suprafața lacurilor, bălților, se răcește, fiind în contact cu aerul rece de deasupra. Când ajunge la 4 grade, se lasă la fund, pentru că apa care are 4 grade, având volumul cel mai mic, are densitatea cea mai mare. Și în felul acesta, pe fundul apelor se adună apă la 4 grade, iar deasupra, până la urmă, apa îngheață. Se formează un strat de gheață. Dar gheața este un foarte bun izolator. Așa că apa lacurilor și bălților nu îngheață niciodată până la fund. Jos, în adâncime, se acumulează apa care are în jur de 4 grade Celsius și viața poate continua. Dacă apa ar avea o dilatare normală pe intervalul 0-4 grade, atunci cea mai mare densitate ar avea o apa care are 0 grade, apa care e gata să înghețe. Pentru că la 0 grade apa ar avea cel mai mic volum. Și atunci apa care are aproape 0 grade e gata să înghețe, s-ar acumula pe fundul lacului, a lacurilor, a bălților, și înghețul ar începe de jos. Și în felul acesta ar îngheța complet tot volumul de apă de jos până sus, ceea ce ar duce la moartea viețuitoarelor din ape. Să vorbim acum despre fenomenele superficiale. Aceste fenomene sunt specifice lichidelor și apar datorită faptului că, deși moleculele dintr-un lichid se atrag puternic și stau foarte aproape una de cealaltă, ele se pot totuși deplasa, pot să-și schimbe locul, lucru care nu se întâmplă în cazul solidelor. Zona din jurul unei molecule în care se găsesc moleculele care interacționează prin forțe de coeziune cu molecula despre care vorbim, se numește sferă de acțiune moleculară. Moleculele din interiorul acestei sfere, deci interacționează cu molecula din centru, moleculele din exteriorul acestei sfere sunt prea departe ca să mai interacționeze cu ea. Și acum vă rog să priviți acest desen. Sunt reprezentate trei molecule și sferele de acțiune moleculară din jurul lor. O moleculă din interiorul lichidului, cea din dreapta, suferă acțiunea forțelor de coeziune din partea tuturor moleculelor care se găsesc în sfera de acțiune moleculară cu aceeași intensitate în toate direcțiile. În schimb, o moleculă care se găsește aproape de suprafața lichidului, cum este molecula din mijloc, și mai ales o moleculă care se găsește chiar în ultimul strat de molecule de lichid, au mai multe molecule de lichid sub ele decât deasupra lor. Și din această cauză, ele sunt puternic atrase spre interiorul lichidului, ceea ce înseamnă că moleculele din ultimele straturi apasă lichidul, comprimă lichidul. Și din cauza asta, lichidele sunt practic incompresibile, adică nu le mai putem micșora volumul semnificativ, chiar dacă aplicăm presiuni foarte mari asupra lor, mii de atmosfere. Și nu putem face acest lucru pentru că ele sunt gata comprimate. Din cauza
acestui fenomen de suprafață despre care am vorbit, apare ceea ce se numește tensiune superficială. Adică ultimele straturi de molecule, pentru că sunt atrase puternic spre interiorul lichidului și se atrag puternic și între ele, se comportă ca o membrană elastică care comprimă, care strânge lichidul, producând ceea ce se numește presiune internă. Și aceste presiuni interne, în general, sunt foarte mari. De pildă, în cazul apei, la temperaturi obișnuite, avem o presiune internă care depășește 10.000 de atmosfere. Din această cauză, în stare de imponderabilitate, lichidele iau formă de sferă. Tensiunea superficială, adică ultimele straturi de molecule, încearcă să micșoreze cât mai mult suprafața liberă a lichidului. Iar corpul geometric cu suprafața cea mai mică pentru un volum dat este sfera. Așa că dacă eliberăm apă în condiții de imponderabilitate, de pildă în stația orbitală, lichidul, apa, va lua forma unei sfere. În videoclipul care urmează, puteți vedea cum un cercetător de pe stația orbitală pune o tabletă efervescentă în interiorul unei astfel sfere de apă. Faptul că moleculele din apropierea suprafeței libere a unui lichid se comportă ca o membrană elastică înseamnă că dacă vrem să mărim suprafața liberă a unui lichid, trebuie să efectuăm lucru mecanic, la fel cum trebuie să efectuăm lucru mecanic ca să întindem o membrană de cauciuc, de pildă. Și acest lucru mecanic pe care îl efectuăm este proporțional cu variația suprafeței libere a lichidului, ca în cazul oricărei membrane elastice. Dar faptul că efectuăm lucru mecanic înseamnă că mărim și energia potențială a moleculelor din ultimele straturi, energie potențială care apare din cauza forțelor de coeziune dintre ele. Adică acest lucru mecanic este proporțional și cu variația energiei potențiale a moleculelor din ultimele straturi. Ceea ce înseamnă că variația energiei potențiale este proporțională cu variația suprafeței și asta mai înseamnă că raportul dintre variația energiei potențiale și variația suprafeței este constant. Și acest raport se notează cu litera sigma și se numește coeficient de tensiune superficială. Și este din nou o constantă de material care caracterizează un lichid în ceea ce privește cât de puternice sunt forțele de tensiune superficială pentru lichidul respectiv. Și asta înseamnă că unitatea de măsură pentru coeficientul de tensiune superficială în sistemul internațional este unitatea de măsură pentru energie, adică joule, pe unitatea de măsură pentru suprafață, metru pătrat. Dar joule-ul este produsul dintre newton și metru. Și atunci metru se simplifică și obținem că unitatea de măsură pentru coeficientul de tensiune superficială în sistemul internațional este newton pe metru. Coeficientul de tensiune superficială, în general, scade cu temperatura. În cazul apei, la 18 grade Celsius,
Coeficientul de tensiune superficială are valoarea de aproximativ 73 ori 10 la minus 3 a newton pe metru. Apa fiind un lichid cu tensiune superficială mare. Efectele tensiunii superficiale se pot vedea foarte ușor, de pildă în cazul baloanelor de apă cu săpun. Soluția de apă cu săpun se comportă ca o membrană elastică, o membrană de cauciuc care strânge aerul din interior, ca un balon de cauciuc. Și este deci o dovadă a tensiunii superficiale. În final, câteva cuvinte despre capilaritate, un alt fenomen specific lichidelor. Ați văzut că moleculele de lichid se atrag între ele prin forțe pe care le numim forțe de coeziune, dar ele se pot atrage și cu particulele care alcătuiesc un solid, molecule, atomi sau ioni. Deci pot să apară și forțe de atracție între moleculele unui lichid și un solid. Aceste forțe le numim forțe de adeziune. Și atunci când avem un contact între un lichid și un tub, pereții unui tub, există două cazuri posibile în ceea ce privește forțele intermoleculare. În primul caz, forțele de adeziune pot fi mai mari decât forțele de coeziune. Și în acest caz, așa cum vedeți în desen, lichidul are tendința de a urca în tub, datorită forțelor de atracție puternice între moleculele lichidului și pereții tubului. În acest caz, suprafața liberă a lichidului, așa cum vedeți în acest desen, ia forma unui menisc concav, deoarece lichidul are tendința de a urca. Cu cât tubul este mai subțire, cu atât lichidul se va ridica mai mult, așa cum vedeți în acest desen. Veți vedea imediat de ce. Al doilea caz posibil este cel în care forțele de coeziune sunt mai mari decât forțele de adeziune și în acest caz, așa cum vedeți în acest desen, lichidul are tendința de a coborî în tub, iar suprafața lui liberă ia forma unui menisc convex, pentru că în acest caz moleculele care sunt aproape de pereții tubului au tendința de a intra în lichid. Cu cât tubul este mai subțire, cu atât lichidul coboară mai mult, așa cum vedeți în acest desen. Dacă forțele de coeziune au cam aceeași valoare cu forțele de adeziune, atunci lichidul nu are tendința nici de a urca, nici de a coborî în tuburi subțiri. Putem observa foarte ușor care forțe sunt mai puternice, experimental, introducând o vergea dintr-un anumit material într-un lichid. Dacă atunci când scoatem vergeaua, ea este udă, adică au rămas picături de lichid pe suprafața ei, spunem că lichidul udă acest solid și asta înseamnă că forțele de adeziune sunt mai mari decât forțele de coeziune. Dar dacă atunci când scoatem vergeaua din lichid, ea este uscată, atunci forțele de coeziune sunt mai mari și pot să vă dau ca exemplu sticla. O vergea din sticlă, o baghetă din sticlă scufundată în apă iese udă din apă, deci acolo avem cazul în care forțele de adeziune sunt mai mari decât forțele de coeziune. În schimb, dacă ea este scufundată în mercur, ea iese uscată. Mercurul nu udă sticla, ceea ce înseamnă că în acel caz forțele de coeziune sunt mai mari decât forțele de adeziune.
Și asta mai înseamnă, dacă ținem seama de ce v-am spus până acum, că dacă avem un tub capilar introdus în apă, atunci apa se ridică, urcă în tubul capilar, dar dacă avem un tub capilar din sticlă introdus în mercur, atunci mercurul coboară în tubul capilar. Aceste fenomene se numesc fenomene capilare pentru că pot fi observate doar în cazul tuburilor subțiri, care se numesc tuburi capilare. Mai rămâne să calculăm cât este denivelarea care se produce între suprafața lichidului din tub și suprafața lichidului din exterior. Să ne gândim la cazul în care lichidul are tendința de a urca în tub, adică la cazul în care forțele de adeziune sunt mai mari decât forțele de coeziune. În acest caz, așa cum vedeți în desen, suprafața liberă a lichidului are forma unui menisc concav. Iar în desen puteți vedea forțele de adeziune care trag de coloana noastră de lichid în sus. Dar noi știm deja că suprafața liberă a unui lichid se comportă ca o membrană elastică. În cazul nostru, o membrană care trage de lichid în sus. Și forța cu care lichidul este tras în sus de această membrană se poate calcula cu ajutorul coeficientului de tensiune superficială, sigma, despre care am vorbit cu câteva minute înainte. Faptul că unitatea de măsură pentru sigma este newton pe metru ne arată că acest coeficient de tensiune superficială în general se poate calcula ca raportul dintre o forță, newtonul este unitate de măsură pentru forță, și o lungime, pentru că metrul este o unitate de măsură pentru lungime. Deci forța care apare din cauza tensiunii superficiale se poate calcula cu produsul dintre lungime și coeficientul de tensiune superficială. Dar despre ce lungime este vorba? Dacă vă uitați la desen, observați că avem un contur pe care acționează forțele de adeziune și care are forma unui cerc. Un cerc care are raza tubului capilar. Forțele care acționează asupra membranei noastre elastice acționează deci pe lungimea acestui cerc. Și asta înseamnă că putem calcula forța totală care trage de lichidul din tubul capilar în sus ca fiind lungimea cercului, adică 2πr, înmulțit cu sigma, cu coeficientul de tensiune superficială pentru apă. Dar lichidul din tubul capilar este în echilibru. Înseamnă că există și o forță care trage de el în jos. Evident că există, este greutatea lui. Și așa cum vedeți în acest desen, pentru că avem echilibru, forța care apare din cauza tuturor forțelor de adeziune, cea pe care am calculat-o mai înainte, trebuie să fie egală cu greutatea lichidului din tubul capilar. Cum calculăm greutatea lichidului din tub? Greutatea este întotdeauna masa înmulțită cu accelerația gravitațională, iar masa este întotdeauna densitatea înmulțită cu volumul. Volumul lichidului din tubul capilar este ușor de calculat pentru că lichidul din tubul capilar are formă de cilindru. Și atunci volumul lui este area bazei, adică πr pătrat, înmulțit cu înălțimea coloanei de lichid pe care să o notăm cu h. Și avem atunci că greutatea este ρ ori πr pătrat ori h ori g. Greutatea este forța care trage de coloana noastră de lichid din tubul capilar în jos, iar forța care trage în sus este cea pe care o vedeți aici. Pentru că avem echilibru, ele sunt egale. Avem F egal cu G, adică 2πr înmulțit cu sigma este ρ ori π ori r pătrat ori h înmulțit cu G. Putem împărți ecuația egalitatea la π și la r, și obținem că 2 sigma este egal cu ρ ori r ori h ori g.
De unde rezultă că înălțimea lichidului din tubul capilar H este 2 sigma supra rho ori R ori G. Care se numește formula lui Jurel sau legea lui Jurel și este mai veche de 300 de ani. Și ne arată că, într-adevăr, înălțimea coloanei de lichid în tubul capilar este invers proporțională cu raza tubului capilar. Deci, fenomenul este cu atât mai vizibil cu cât tubul capilar este mai subțire. Putem repeta calculele pentru cazul în care lichidul coboară și vom găsi aceeași formulă, legea lui Jurel. Următorul curs de termodinamică va fi despre starea solidă. Mulțumesc pentru atenție, la revedere!